Partidul Social Democrat a luat această decizie, pe care eu o regret, dar aici am ajuns. Dacă ar fi dorit să nu intervină această criză politică, să nu se lungească această criză politică generată prin refuzul de a părăsi Palatul Victoria, poate am fi ajuns la o soluție amiabilă și astăzi poate eram la Cotroceni la consultări, seara asta poate am fi avut desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru și declanșeam procedurile constituționale pentru a instala rapid un nou guvern.